O comisie de anchetă pentru evaluarea măsurilor întreprinse de guvern în vederea prevenirii și combaterii pandemiei de COVID-19 ar putea fi constituită la propunerea deputaților PAS. Aceștia au transmis Secretariatului Legislativului un proiect de hotărâre în acest sens pentru a fi înregistrat. Potrivit documentului, comisia de anchetă va audia părțile și persoanele implicate în gestionarea crizei provocate de pandemie. Autorii motivează că Republica Moldova are un număr de îmbolnăviri dublu față de unele țări comparabile ca populație și a efectuat de 15 ori mai puține teste raportate la 1 milion de locuitori. Parlamentarii mai vor să afle de ce numărul lucrătorilor medicali infectați este atât de mare, 25% din totalul cazurilor. Dacă propunerea va fi acceptată, în urma analizei situației, Comisia de Anchetă va prezenta Parlamentului un raport cu privire la promptitudinea, eficiența și relevanța măsurilor întreprinse de către guvern și instituțiile subordonate în vederea prevenirii și combaterii pandemiei de COVID-19.